Descinderi de amploare la 17 adrese din localitatea Bărbulești, județul Ialomița. Peste 200 de polițiști împreună cu alte structuri de ordine publică au fost implicați în această operațiune. Acțiunea a fost organizată într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor instrumentat la nivelul Poliției Municipiului Urziceni, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Urziceni. Potrivit anchetatorilor, se fac cercetări față de 14 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Uz de armă fără drept, lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și violare de domiciliu. Acțiunea a avut la bază date privind escaladarea unui posibil conflict între două familii rivale din localitate. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe materiale și mijloace de probă, arme albe, substanțe interzise la deținere și un pistol. Bănuiții au fost duși la poliție pentru amprentare, fotografiere și audiere în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză. Cercetările în dosar continuă.